Femeia din Medjidia, județul Constanța, a fost suspectată că transporta țigări de proveniență ucraineană și achiziționate din duty free, iar poliția a constituit filtre pe principalele șosele pentru a o prinde în flagrant. Marți la prânz, mașina care a fost urmărită și suspectată că este plină cu astfel de bunuri a fost oprită pe calea Cernăuți din municipiul Suceava, venind din direcția Rădăuți. Așa cum se așteptau, polițiștii au găsit în interiorul mașinii conduse de femeia de 42 de ani o cantitate destul de mare de țigări. La numărătoare au ieșit 4.800 de pachete în valoare de 17.000 de lei noi. Constanțeanca nu a putut justifica prin acte prezența țigărilor în mașina sa, motiv pentru care întreaga cantitate a fost confiscată, iar femeii i s-a dat amendă, conform legii 12 pe 1990.